Commission for Attendings and Online. Și l-am invitat pe Mugur Pătrașcu, managing partner la Elio, să ne vorbească despre care sunt tendințele în digital. Bună ziua dumneavoastră! Eu sunt Mugur Pătrașcu, lucrez în comunicare. Ce bate asta? Lucrez în comunicare cam de 14 ani și în digital, mi-a spus LinkedIn ieri, de 8 ani. Când faci comunicare, cred că ai două mari direcții în care poți să te duci. Poți să fii super inovativ și poți să inventezi lucruri, poți să le duci într-o zonă de nu le-a mai văzut nimeni, sau poți să te uiți la trenduri și poți să vezi cum funcționează lucrurile și să încerci să mergi, să călărești trendurile respective. Cumva noi cei care stăm în comunicare suntem cei mai aproape de trenduri și vedem încotro se duc lucrurile. Cam asta este perspectiva prezentării mele de astăzi. O să încerc să vă spun cum văd eu lucrurile și în ce direcție merge comunicarea digitală pentru ca, nu știu, voi să fiți inspirați de povestea asta. Ați văzut o prezentare cu cifre, ați văzut ce înseamnă un produs. Eu o să vă duc puțin în zona de încotro merg lucrurile, după părerea mea, evident. Suntem în anul de grație 2014 și cumva putem să măsurăm evoluția digitalului în România din 2006. Cred că au trecut 8 ani și lucrurile știți cum au funcționat. Mai întâi, nimeni nu credea în digital. Asta se întâmpla prin 2005-2006. După care a urmat faza asta. O să vă pun niște poze din New Yorker. Îmi plac mie în mod deosebit și m-am pus acolo textul ca să-l citiți mai bine. Da, la un moment dat a trebuit să acceptăm că se întâmplă digitalul. Da, nu. Chiar se întâmpla, adică lucrurile evoluau în direcția respectivă. Și acum, în ce fază credeți că suntem? Cum? De dezvoltare. Da, cu siguranță. Acum suntem în faza în care toată lumea se laudă că face digital. Și eu am făcut o campanie digitală. Eu am un departament digital. Eu am luat două premii digitale. Suntem foarte tare. Vestea proastă sau vestea pe care vă dau acum, la zilele Biz, ultima zi după care urmează weekendul Biz, este că digitalul a murit. People. Și nu e glumă, nu e nimic. Digitalul a murit. Este mediul, dacă vreți, cu cea mai scurtă viață din toate mediile pe care le știți. Nu mai există. Sau voi n-ar mai trebui să mai gândiți în termeni digital. Pentru că digitalul este all over. Trebuie să vă gândiți că ce s-a întâmplat la început a fost, cumva, inițierea unui mediu care a ajuns să ajungă peste tot. A ajuns așa de ubicu încât, practic, dacă nu vă gândiți în termenii ăștia, faceți o greșeală. Ca atare, recomandarea mea este să nu vă mai lăudați că faceți digital. Pentru că consumatorii nu gândesc ca în tabelul pe care l-ați văzut în prezentarea anterioară. Cât este pe TV, cât este pe presă, cât este pe digital. Nu se întâmplă așa în viață. Consumatorii trăiesc într-un flow continuu de informație de pe tot felul de medii, din tot felul de circunstanțe, mare parte din digital, but that's not the point, și cumva voi trebuie să intrați în flow-ul ăsta. Dacă o să gândim în continuare, în termen de campania asta are cumva componenta de ATL, care are un spot TV, care după aceea duce acolo și face asta și pe digital avem o pagină pe care oamenii fac asta ca să facă cealaltă, greșim. Trendul este să gândiți cumva un traseu rotund al oamenilor și să veniți cu comunicarea acolo. Să nu-i percepeți ca niște oameni care trec de la un mediu la altul, dând foaia. Digitalul a murit, ne întoarcem la comunicare, ne întoarcem la integration. Și cumva noi, de exemplu, la Leo Burnett am făcut acest mare pas înainte de a nu mai considera digitalul un departament sau o agenție sau o companie. Lucrurile se întâmplă din nou cum se întâmplau înainte. Știți cumva, sau ați auzit cumva de conceptul de 360, right? Ăsta era un concept de prin 2008.
Suntem înapoi în acel concept cumva, avem o idee de transmis, o idee care data asta însă este proprie mediului și pe care trebuie să o transmitem coerent, urmând traseul omului. Urmărim oamenii și nu mediile. Asta este marea diferență care o să se întâmple. Vă rog să gândiți integrat și să încercați să puneți împreună departamentele și lucrurile astfel încât produsul pe care îl aveți să respecte omul și nu neapărat mediile. Mai departe. Trăim niște vremuri în care cultura închide totul. Absolut. Știți care este evenimentul cultural din perspectiva mea, cel mai, deci din perspectiva de comunicare, care s-a întâmplat astăzi? Dați-mi un exemplu. Ce ați văzut astăzi s-a întâmplat cultural? Cumva în bula voastră, pentru că o să vorbim și despre chestia asta. Ce ați observat astăzi? Eu personal am observat apariția spotului la Sainsbury. Ați văzut? Pe front, primul război mondial, cele două tabere care au un moment în care vin împreună și au acel, nu știu, efuziune, joacă fotbal în tranșee. Ăla este evenimentul cultural care m-a marcat astăzi pe mine ca și consumator. Evident, eu sunt mai atent la povestea asta. Evenimentul mare care cumva este peste tot este zona politică, evident. Asta este zona culturală în care trăim. Ăsta este raportul în funcție de care niște oameni vor lua ce le dați voi sau nu vor lua. Oamenii urăsc brandurile. Sau hai să fim mai, diplomați. Oamenii nu au niciun interes pentru branduri. Numărul 1. Și oamenii nu au niciun interes față de comunicarea de brand. Numărul 2. Oamenii au interes cultural. Trebuie să gândiți comunicarea din perspectivă culturală. Ce se întâmplă acum în mintea oamenilor? Care sunt lucrurile la care sunt ei atenți? Și cumva să livrați acest popular culture sau să puneți brandul vostru din perspectivă de popular culture. Da? E ceva de genul ăsta. E ceva despre care e gluma zilei. Haideți să găsim gluma zilei și să încercăm să fim acolo relevanți față de gluma zilei. În felul ăsta ajungeți pe zona de interes, pe wall-ul oamenilor. Pentru că brandurile sau comunicarea de brand s-a transformat într-o zonă de redacție. Brandurile acum sunt și ascultă și sunt atente astfel încât să livreze noutăți constant oamenilor. Simpla comunicare, simplu spot, simplu, nu știu, simpla acțiune de comunicare nu mai ajunge unde trebuie. Pentru că ei nu interesează. Topicul este orice. Da? Și evident că articolul de fond, the column, trebuie să fie brand opinion on the topic. Iată-l și pe favoritul meu, domnul Peter Drucker, care spune că no matter what strategy you have, dacă nu ești pe cultură, o să ratezi cumva. Nu ai puterea să influențezi cultura dintr-o perspectivă mică de brand. Încercați să asimilați cultura. Ca și brand, trebuie să fie acolo unde se întâmplă lucrurile. Ați auzit cumva de aceste noi concepte de marketing care apar constant? React advertising, sau real-time marketing, sau opportunity marketing. Astea sunt felul în care brandurile reacționează la cultură, la popular culture, la felul în care lucrurile funcționează astăzi. Da? Fiți acolo pentru că vă atrageți foarte multe și viewership, adică și partea de notorietate, dar și reacții foarte bune, dacă știți să o faceți cum trebuie. Acum, intră în discuție pisica. Nu știu dacă ați văzut filmul cu mine când am vorbit despre zilele bis. Pot să intri în atenția publicului cu două mari propuneri. Cu pisici. Puteți să puneți niște pisici și să faceți fun. Să fie o zonă în care ne hăhăim și suntem simpatici. Sau cu lucruri utile. Cu lucruri care fac diferența în acea zonă de interes a oamenilor pentru ce nevoi au ei. Recomandarea mea care vedeți este. Da? Și newsurile tabloide atrag atenția și fac creează oarecare reacție. Dar recomandarea mea este să mergeți spre utility. Spre ceea ce rezolvă cumva partea problemelor oamenilor. People should always be in focus. Pentru că uităm de oameni.
Și cred că aplicația pe care ați văzut-o mai devreme este un exemplu foarte bun despre cum funcționează oamenii astăzi. Oamenii nu mai sunt la televizor sau nu mai sunt, citesc reviste sau fac altceva. Oamenii sunt în universurile lor, în bulele lor. În bula mea, toată lumea votează Macovei. Asta e bula mea, n-am ce să fac. Dar uitându-mă la televizor, am văzut că nu toată lumea votează Macovei. As a matter of fact. Deci, eu trăiesc într-o bulă. Trebuie să vedeți oamenii voștri, oamenii cu care vreți să vorbiți în momentul în care faceți comunicare, în mici bule. Fiecare are universul lui care are caracteristici diferite. Și pentru a ajunge acolo, trebuie să folosiți social media. Numai că social media nu este Facebook. Social media este această zonă de microcomunități pe care trebuie să le găsiți. Această aplicație este o microcomunitate. Este o gașcă de oameni care folosesc internetul sau folosesc o relație cu brandurile, iată, într-un mod specific. Trebuie să găsiți aceste microcomunități și să ajungeți la oameni. Sau, mai este o variantă, puteți să le inventați. Puteți să le inventați. Aceste lucruri pot fi făcute de către branduri. Și acum o să dau niște exemple de microcomunități pe care le-am inventat noi, pentru a vedea că se pot face lucruri și cum arată ele, de fapt. Iată patru mașini. Asta este o microcomunitate de carpooling. Știți ce este asta? Atunci când ești un om care are o mașină și vrea să ajute alți oameni să ajungă undeva, poate să pună un anunț aici unde merge, să ia alți oameni, să fiți eco și să salvați planeta. Care oricum o să moară. Da? Pepsi s-a asociat cu această comunitate, microcomunitate, pentru mersul la mare, vara. Oameni care merg în fiecare săptămână la Vama Veche, merg mai mulți în mașină pentru datorită acestei comunități. Da? Un exemplu de microcomunitate. Mai departe, Descoperă România, o știți, da? Este o microcomunitate de oameni care merg în țară și turism și văd locuri și fac chestii. Altă microcomunitate foarte tare este Live Smart, de la Samsung. Este un loc în care oamenii împărtășesc experiența lor cu device-ul. Știți că suntem în faza în care device-urile sunt mult mai deștepte decât noi. Sunt frigidere care sunt mai deștepte decât mine, cumva. Da? Și oamenii ăștia fac aici, își șeruiesc cumva experiențele lor sau trigurile lor, experiențele lor diferite cu aceste device-uri, astfel încât toți oamenii să poată lua mai mult de la felul în care folosesc aceste item-uri. Bergambir a făcut această cupa prieteniei, o microcomunitate în care a strâns toți fotbaliștii amatori din țară. Toți fotbaliștii amatori din țară au fost chemați aici și au făcut un profil și li s-a organizat cea mai mare cupă între ei. Deci li s-a dat un obiectiv, un sens, au văzut și undeva pentru a face mai mult din povestea asta. O comunitate inventată de un brand. Da? Alt lucru pe care nu l-am pus aici, o campanie foarte premiată la Internetix, este Apa Carpatica. Știți povestea cu testul purității, da? Ei au creat o microcomunitate prin care pot să afli care este cumva zona de, sau cât de sănătoasă e apă pe care o bei în regiunea ta, etc. Microcomunitate utilă. E util să știi ce bei, ca idee. Genul ăsta de lucruri sunt în trend. Genul ăsta de lucruri fac diferența din perspectivă de brand. Asta este un rezumat pe ce v-am spus acum. Cred că ar trebui să comunicați ideile fără să mai gândiți la medii. Uitați de barierele mediilor. Încercați să vedeți un traseu al omului și încercați să-l atingeți într-un fel flawlessly. Da? Care să se întrerupă. Întreruperea este principala problemă a advertising-ului actual. Sau faptul că advertising-ul nu este preluat de pe un mediu, sau omul nu este preluat de advertising de pe un mediu pe altul. Comunicați continuu. Dacă o să o faceți în continuare, în campanii, e greșit. Dacă reușiți să stați în legătură cu cultura oamenilor, cu ce se întâmplă zilnic, ca un ziar, ca o redacție, este mult mai bine și din toate perspectivele, evident, cu o strategie în spate, și cultura populară este cea care trebuie să vă dicteze dacă sunteți sau nu vii sau dacă sunteți sau nu eficienți în comunicarea asta.
Sigur, mai am niște slide. Ca să rămânesc un singur lucru din prezentarea mea, un sfat, încercați pe brand-planul din 2015 să găsiți gravitația brandului vostru. Fiecare brand are o zonă care, în care atrage un anumit specific de oameni, de comunități, de interese. Încercați să găsiți această gravitație și să inventați microcomunități sau să vă asociați microcomunităților care se potrivesc cu această utilitate pe care o livrați. Problema e că nu e ușor. Da? Și trebuie să faceți un efort în zona asta. Și nici rezultatele nu vin peste noapte. Adică nu o să vă găsiți în situația să transformați felul în care comunicați într-un an. Poate în doi, poate în trei. Dar asta este calea de a avea niște oameni acolo într-un fel relevant pentru ce faceți. Și evident, asta trebuie combinată și cu celelalte lucruri. Și cred că încet, încet, ar trebui să scăpăm de pisici. Ar trebui să... Eu le iubesc, adică să fie foarte clar relația mea cu pisicile, dar pisicile înseamnă o zonă pe care, odată, nu o putem controla, nu putem concura pe piață cu ea, este o zonă superficială cu care nu vreți să vă asociați brandul și pe care, evident, vreți să, nu știu, să o duceți mai departe de zona, evident, chiar și de vânzări. Cam asta a fost prezentarea mea. Noi la ILEO, evident, facem partea asta de utilitate și de să schimbăm puțin structura în care brandul interacționează cu oamenii. Vă doresc toate cele bune, vă doresc să vă distrați în weekend-ul zilele BIS și, evident, nu uitați să votați duminică. Dacă mergeți pe vinolavot.ro, avem acum o campanie care funcționează foarte bine în direcția asta, ne-am hotărât să votați și să sperăm totul va fi bine. Da? Zi bună, mulțumesc! Mulțumim, Mugur! Vă rog dacă aveți întrebări pentru Mugur. Avem? Bineînțeles, legate de pisici, nu? Bună ziua, numele meu este Alexandra Prădăscu, sunt consultant PR și blogger și mi-ar plăcea să prezintă toată lumea care pune întrebări la conferințe, am și o poală, iertați-mă. Mugur, povestește un pic cum se face integrarea asta la nivel de client. Adică vine clientul și, ok, urmărim cultura, asta e o chestie de conținut. Cred că am spus în cadrul prezentării. Mai întâi, orice brand, orice client are o zonă unde este, unde are cea mai mare favorabilitate. Da? Unde lucrurile funcționează pentru el, unde are ceva de oferit oamenilor. Cred că primul lucru, primul pas pe care trebuie să-l face să identifici zona aia. Eu, brandul meu, ce pot să dau oamenilor, într-un fel sau altul. Iată că Vodafone s-a gândit că pentru tineri poate să le dea muzică. For instance, și-a inventat Zonga sau s-a asociat cu Zonga în direcția asta. Bertemir a fost tradițional într-o zonă de fotbal și de bărbați, de prieteni. Și s-a gândit să facă ceva pentru oamenii care joacă fotbal. Deci trebuie să identifici cumva care e relația ta, cu ce grup te relaționezi normal în urma poziționării tale de brand. Mai departe, trebuie să identifici ce utilitate trebuie să le dai. Cam ce aș putea să le dau, dintr-o perspectivă nouă, acestor oameni. Ce aș putea să fac pentru ei. Este pur și simplu o chestie de strategie pe care o gândești într-o două săptămâni, să spun. Unde pot să merg în anul viitor, în relația mea cu oamenii. Și după aceea să o pun în practică, evident. E simplu, nu? Păi, tocmai pentru că este simplu și nu prea face nimeni, am zis că ar fi bine să chemăm un client și să ne spună